Mi-a plăcut, da, o echipă care vrea să joace fotbal, normal că atunci sunt foarte expuși și aici ajung la ce m-ai întrebat, atunci spațiile pe care le au adversarii și dacă poți profita, normal că poți marca multe goluri. Ce nu mi-a plăcut în prima repriză, nu sufăr jocul pe contre, din păcate asta s-a întâmplat, am avut multe oportunități să marcăm în prima repriză, spații foarte mari, dar pierdea mingea, pe urmă atacau ei, era un dute-vino foarte cald, efortul foarte mare, însă după bara lor la 0-0 am marcat noi și atunci nu pot să spun că ne-am făcut viața ușoară, dar totuși am intrat la pauză cu un avantaj. A doua repriză, cam în același ritm, da, cu ei la posesie, și era normal să fructificăm, pentru că încă o dată am avut două bare, alte ocazii mari, spații foarte, foarte mari în apărarea lor, de care n-am profitat în alte momente și, din păcate, ca și prima etapă, ratăm foarte mult. Mă bucur că ajungem acolo, dar totuși ocaziile se pot răzbuna. Cred că este o victorie meritată. Îmi felicit băieții pentru efort. Repet, a fost foarte cald și asta s-a văzut ca și ritm, mai ales în prima repriză, dar una peste alta cred că e o victorie meritată. Destule decizii cu VAR, luate de VAR. În urmă de aia a venit VAR-ul. Problema este când se greșește cu VAR. Adică au fost sezonul trecut multe greșeli mergând la VAR. Dar e normal, este al doilea an, ar trebui ca lucrurile astea să se corecteze și să ajute până la urmă fotbalul, că de-aia a fost varul adus. Despre următoarea etapă. Da, jucăm acasă, jucăm contra unei echipe mult schimbate, dar cu un antrenor cu experiență, Mircea Rednic, l-am avut și eu antrenor și la experiența lui știe foarte bine să omogenizeze rapid jocul sau să închege rapid o echipă. Ne dorim 3 puncte, că sunt normale, ca să spun așa, pentru noi, pentru că vrem să facem mai multe puncte pe început de campionat, pentru că odată cu meciuri câștigate apare și încrederea, care în anumite momente nu există, din păcate pentru noi, nu știu de ce, dar eu sunt un tip, un antrenor care le dă încredere, tot timpul i-am încurajat. Acum vom vedea. Mă bucur că după asta trei puncte, încrederea ar trebui să apară ușor-ușor. Dar sunt meciuri echilibrate. UTA e o echipă foarte bună, revin la ceea ce m-ai întrebat, și calculele pe hârtie nu există. Vom vedea, vom pregăti bine meciul. Va fi o deplasare acum înapoi la Sibiu lungă, vom ajunge dimineața, dar trebuie să ne refacem rapid, pentru că sâmbătă avem un nou meci. Am văzut destui de jucători cu experiență în concurență, vă puteți bate la play-off în acest sezon? Puteam să ne batem la play-off și de sezonul trecut. Da, nu este un obiectiv declarat, ca să spun așa, ne dorim, am declarat și după meciul de acasă cu Farul, ne dorim ca antrenori, staff, jucătorii își doresc, cu toții, patronii, președintele, ne dorim, dar toate își doresc până la urmă, pentru că odată cu accederea în play-off, atunci anul următor joceară în Superligă, dar am spus-o. Mi-aș dori să facem puncte multe, pentru că este un clișeu, dar este o realitate. Până la urmă, ne dorim la fiecare meci să adunăm puncte, pentru că asta am făcut anul trecut și adunând 56 de puncte, dacă am face-o iar, am fi bine în clasament, așa comparativ cu locul pe care am terminat sezonul trecut. Mulțumesc, mult succes! Mulțumesc! Da, la